Un tânăr a ajuns la spital cu mai multe traumatisme după ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent într-un camion. Accidentul s-a produs în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 1, în apropiere de localitatea Ciripcău, raionul Florești. Din imaginile video se vede cum ambele vehicule au fost grav avariate. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Florești, Ina Moscaliuc, la volanul automobilului se afla un șofer de 30 de ani, care a ieșit pe contrasens pentru a efectua o depășire și s-a ciocnit frontal cu un camion condus de un bărbat de aceeași vârstă. Din fericire, el s-a ales doar cu o sperietură zdrabănă. La fața locului a intervenit și o echipă de descarcerare. Șoferul camionului nu era băut la volan. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.